dați cu cerul, serviți. Dați cu cerul. Suntem aici deja de o oră. Am dat drumul la live acum câteva minute. A fost un live mai devreme. Tot mai mulți. Și ăștia care mint, de aici de la Digi24. Ia uite cum mint. Hai să mergem să vedem ce vorbesc. Ia să vedem ce mint. Mașini. De ce minți? De ce minți? Nu mai fi mincinoasă, nu mai minți. Erau zeci de mașini aici, de ce minți? De ce ești mincinoasă? De ce minți? De ce minți? De ce minți? De ce minți? Nu ne împinge. Păi nu ne împinge tu pe noi, nu mai minți. Nu mai mințiți atâta. Mincinoșilor. Nu mai minți atâta, de ce minți? De ce minți? Lasă minciuna. Lasă minciuna și du-te acasă, lasă minciuna. Lasă minciuna și du-te acasă, duceți-vă acasă. Acasă cu voi. Acasă cu voi. Acasă. De ce mințiți? Nu mai mințiți oamenii. De ce mințiți oamenii? Nu mai mințiți oamenii. Mincinoși. Păi nu am asta, uite. De ce? Te agresezi? Păi tu te la treaba ta! Nu te la... doar că nu vreau să las să se mintă! Nu vreau să dați voi minciuni! Oameni care mint! Erau câteva mașini, ați auzit și voi ce a zis? Erau câteva mașini. Eu n-am nimic cu ea, cu ea personal. Păi da, bun. Dar eu personal nu am nicio problemă cu ea. Am o problemă cu ceea ce spune, cu ceea ce scoate pe gură. Păi erau câteva mașini. La ora 4 dimineața nu erau câteva mașini. Poți mie că erau câteva mașini, cum poți să minți? Păi eu am făcut drumul. Păi da, și eu am făcut asta și am mii de oameni care se uită pe live la mine constant și au văzut că nu erau câteva mașini și erau mai multe mașini care filmau, le-am și filmat, adică am atâția oameni.
Așa. Acum? Și la ora 6 dimineața. Acum? Eu la ora 6 dimineața, da, de aici până acolo, da, aveam 17 mașini numărate de mine. Du-mă. La ora 10, 17 am mașini. Ferească Dumnezeu. Vedeți că am cu minte. Toată coloana a fost de 2-3 km. Exact. Exact. Foarte corect. Păi trebuia să, păi nu s-a spus la televizor, s-a spus că erau câteva mașini la televizor. Alo, cam așa minte lume. Așa trebuie să le facem. Așa trebuie să le facem, să nu-i lăsăm să spună minciuni. Să nu-i lăsăm să mai mintă lumea, să-i mai mintă pe oameni. Pentru că se uită la Digi24 toți oamenii bătrâni, mulți oameni, foarte mulți oameni bătrâni. Și ei iau de bun absolut tot ceea ce spun. Am dreptate sau n-am dreptate? Dați cu share-ul. S-a supărat, gata, pleacă acasă. Pleacă acasă. Da. Ia, și acum o să mintă la televizor, o să vorbească doar la televizor, o să filmeze el. Și o să... Da, filmează el acum. Acum filmează el. Acum filmează el cum ar veni. Ia uite-l. Cum stau și ne mint pe toți. Ia uite cum stau și ne mint. Uitați cum stau și ne mint. Cam așa se minte. Vedeți? Puteți să vă... Nu-l las. Nu-i dau peste cameră, că intrăm la alte chestii. Da, pur și simplu, da, în fața lor. Cu astea-s copilăre, nu, ce drăguț, păi... la câte am, prin câte am trecut. Da, te cred. Doar că sunt agasanți, așa, uite, e un flăcău care se vagă, nu știu ce vrea. Zi-mă, da, tate, ce nu vreau să vă las să spuneți minciuni, să dați minciuni și așa mai departe. Ce să nu mă minciuni, mă, stau să vorbesc cu tine. Ce vorbesc? Păi de două zile. Vorbim pun camera. În ultimele două zile. Păi în ultimele două zile doar minciuni a spus la televizor. Nu mi poți schimb canalul, fratele meu. Păi nu, pe lasă că eu știu asta, eu nu mă uit la televizor, dar se uită oameni bătrâni la televizor. Hai, dacă nu se mai vă vorbim ca face intenționat ca să nu canele. Așa. Nu falta, așa, să fie. Eu dau, bagă nu te mai. N-ai ghetat cu. Și acum intrăm. Am zis că o face intenționat. Probabil că e de la aur sau... Mamă! Auziți-mă că sunt de la aur. Oameni normali. Care nu mai lăsăm să se mintă. Despre asta e vorba. România, trezirea. Nu-i las. Jur. Ce câștigi? Faptul că nu se mai uită oamenii bătrâni. Nu se mai uită oamenii bătrâni la voi. Nu se mai uită oamenii bătrâni la voi și vă mint. Care ne întrerupe aici, să ne facem. Păi ce fac? Ce fac? Te-am atins cu ceva? Te-am deranjat cu ceva? În mod special vine să vă gândeam că să facem transmisiunea. Te-am deranjat cu ceva? Te-am deranjat cu ceva? Continuu. Păi cu ce? Cu ce? Nici măcar nu mă ating de tine, frațiorul. Mă ating de tine. Tu l-ai împins pe el. Mai devreme. Păi vii și mă împingi? Păi încerc să fac dumneata, l-ai împins pe el. Eu încerc să fac profesia. Păi și el ce face asta degeaba? Nu știu. Eu dau la 5.000 de oameni. Gata, las că am terminat. Cine? Ah. Ce să se întâmple? Ne agasează. Păi cu ce te agasezi? Nu-ți fac absolut nimic, nici măcar nu mă ating de tine. Nu mă ating nici...
Așa. Da? Corect, frate, într-un public vorbești, nu-ți faci nimic, nu te împinge, ai drept. Nu-ți fac nimic, ți-am făcut ceva. Să vine să bag, eu mă duc într-o parte, el vine în față. Păi, dragă, păi, o face intenționat. Păi, dacă eu vin la tine, păi, dacă eu vreau să mă plimb. Păi, ai filmează, eu mă bag în fața ta. Păi, păi, vedeți? Întrerupeți pe toți. Eu vă întrerup. Eu încercam ca să le arăt. Păi, de ce? Dacă chiar nu vă dați seama, mi se pare. Păi ce-ar e omul? Și-o dat seama omul. Aveți cum, pe cuvânt, sunteți jandar, pe cuvânt, deci nu vine să cred. Păi? Ferească Dumnezeu, vedeți? Vedeți și voi, uitați și voi. Da, cam așa. Cam așa, cam așa merge treaba. Și oamenii au fost aici alături și au văzut că m-am împins. Și tot el după aia, că l-agasez eu pe el. Tot eu l-agasez pe el. Nu, absolut nimic.